Avem Bibliile deschise la Geneza, capitolul 35, în timp cuvântul Domnului, începând cu versetul 1. Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu ei, cu el. Scoateți dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele, ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua necazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Ei au dat lui Iacov toți dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii pe care îi purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. Amin. Am rămas plăcut surprins și chiar uimit de modul minunat în care Dumnezeu conduce robii lui în pregătirea mesajelor și a cuvântului lui Dumnezeu. Dimineață fratele Valinuțu vorbea despre o trezire spirituală care a avut loc în familia lui Iosafat și în poporul lui Israel în urma acelei treziri. Fratele Elvis vorbea mai înainte, în seara aceasta, tinerilor despre o înnoire, o transformare spirituală care e necesară din punct de vedere practic și o înnoire și o hotărâre spre înnoire zilnică pe care un credincios trebuie să o aducă. Fără să ne înțelegem unii cu alții, fraților, seara aceasta Domnul mi-a pus pe inimă din textul care este în calendar să vorbesc și să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri despre familia care se trezește, bineînțeles din punct de vedere spiritual. Familia care se trezește, asta e familia lui Iacov. Nu știu cât reușim să parcurgem în seara aceasta, dar am să urmăresc ceasul și dacă e nevoie rup mesajul în două și continuăm cu altă ocazie, nu-i nicio problemă, n-am să trec prea mult peste program, dar aș dori să mă las călăuzit de Dumnezeu, eu am pregătite doar ideile principale, în rest Dumnezeu este Cel care dă călăuzire și inspirație în predicarea Cuvântului Sfânt. Când e vorba de trezire spirituală, fiecare dintre noi are definiția lui. Dacă v-aș ruga pe toți dintre dumneavoastră să scrieți pe un bilet ce înseamnă trezire spirituală, câte variante am primit și am adunat biletele și l-am citit pe fiecare, câte dintre ele credeți că ar fi exact la fel? Cred că foarte puține, dacă nu chiar deloc. Ce ai în minte când se vorbește despre trezire spirituală? Ce este pentru tine trezire spirituală? Cum ar suna în limba engleză? Is it revival? Or is there a better word in English? Spiritual awakening? Spiritual awakening. What is that? How would you define that? Cum ai defini? Ce e în mintea ta când auzi de trezire spirituală? Fraților, hai să ne rugăm pentru trezire spirituală. O, ce fain ar fi să existe o trezire spirituală. What are you referring to? La ce te referi? La ce te gândești? Ce e trezire spirituală pentru tine? Sunt convins că unii ar scrie rugăciuni lungi și fierbinți în adunare. Asta ar fi un aspect al trezirii spirituale. Pentru alții, semne și minuni în adunare. Asta ar fi trezire spirituală. Pentru alții, botez cu Duhul Sfânt. Asta e trezire spirituală. Pentru alții, cercetarea Duhului într-un mod deosebit care mișcă inimile oamenilor. Trezire spirituală. Pentru alții, mai mulți oameni care se întorc la Dumnezeu și la pocăință. Trezire spirituală. Ce înseamnă pentru tine trezire spirituală? Și cum arată și ce face un om care se trezește din punct de vedere spiritual? Și aș dori ca
în mod practic, să vedem ce a făcut Iacov. Cu Iacov aici avem de-a face cu un om care s-a trezit din punct de vedere spiritual. Și trezirea lui a avut loc pe fondul unei crize. Și sunt obligat neapărat ca să intru în context și să vă aduc aminte, poate unii n-ați citit pe acolo de mult, să vă aduc aminte ce s-a întâmplat în familia lui Iacov. Ce s-a întâmplat în acea perioadă când Dumnezeu i-a vorbit să meargă la Betel normal ca să-l trezească și să-l scoată dintr-un impas. În capitolul 34 se vorbește despre Dina și Sihem. Dina și Sihem. Dina e un nume din Biblie. E o soră a fiilor lui Iacov. Soră și de mamă și de tată, cu câțiva din copiii lui Iacov. Mama lui Dina era Leia, prima care a născut copiii lui Iacov. Era soră cu Levi și cu Simeon, dar nu numai, și cu Ruben, întâiul născut, și cu Isahar și Zabulon. Deci a avut câțiva frați de la o mamă, de la Leia, și ea, o fată, Dina. Casa lui Iacov s-a stabilit lângă o cetate unde domnea Hamor, care avea un fiu, Sihem. Ce s-a întâmplat într-o zi? Și dați-mi voie să spun că nu vreau să arunc vina de pe o parte pe cealaltă și să scot vinovat pe cel care e nevinovat, că noi avem tendința să facem lucrul acesta. Dar văd aici o greșeală pe care Dina a făcut-o. Într-o zi, spune Scriptura, într-o zi, Dina s-a gândit să meargă să vadă pe fetele țării. Vă rog, dacă aveți Biblia deschisă sau dacă ne puteți proiecta în limba engleză sau în limba română, n-are importanță, Geneza 34, versetul 1. Ok? She went out to see the women of the land. Ai zice, ok, what's the big deal? Ce așa mare lucru? Ce aș dori să observați e că în expresia asta se ascunde mai mult decât se vede aici. Că acolo unde ea s-a dus, nu știu exact unde s-a dus, ce environment a fost acolo, îmi imaginez și îmi dau seama. Era așa un fel de târg, un fel de piață. How should we call it? A super mall? Is that more familiar? Yeah, a mall where young people get together, especially young ladies, unmarried ladies, they get together. Nothing really wrong, nimic greșit la început. Dar acolo, acolo unde s-a dus ea, într-un loc specific cu fetele țării, unde ea n-avea ce să caute, a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul țării. Acolo prințul din cetate o vede pe fata asta și zice, asta e fată, she's available, she's a girl. E în loc unde celelalte fete, împreună cu alte fete, că nu se lega el de ea dacă era o femeie măritată și nici nu se lega el de ea dacă nu era într-un loc unde se duc fetele ca să fie agățate, să fie prinse. Do you get what I'm saying? Era într-un loc unde să pescuia, să arunca cu undița după fete. Veneau băieții și zicea, ah, that's, she's nice.
She's good. I wanna take her. Vreau să o iau. Și asta a făcut tânărul Sihem. Fiind prinț, nimeni nu stătea împotrivă. Fiul împăratului, mă, asta e o fată faină. Măi, pe asta n-am mai văzut-o aici la târg. Și dacă e cu fetele astea, e disponibilă. O iau acasă. Ce fată la urma urmei se va împotrivi prințului? Care nu vrea să fie nevasta lui Făt Frumos, cel mai bogat om din cetate? Că pe vremea aia nu era așa mare lucru cât e frumos. Unde citiți asta în Biblie? Că fetele căutau să vadă care-s băieții frumoși. Vezi de treabă. Dacă era un bărbat care are cai și cămile și măgar și poate să aibă grijă de ea și să-i dea de lucru la gospodărie și să o întrețină, să ducă o viață faină, nu era nicio problemă. Iată-o pe Dina in the wrong crowd, la grămada unde nu trebuia să vină. Și aici aș dori să ajut un pic părinții și să ajut și fetele și băieții. Dar mai mult fetele. Când părinții vă spun, mă, nu mergeți acolo, mă. Mă, n-aveți pentru ce. Ce să căutați voi acolo? Acum, eu zic că la mall, a merge la mall, ce-i păcat în a merge la un shopping mall? Ok? Nu-i niciun păcat în sine. Dar mi se pare că e prea mult. Și ce faceți acolo? Pentru ce mergeți acolo? Cum vă îmbrăcați când mergeți acolo? Că acum când veniți la biserică vă vedem cum vă îmbrăcați și de unele ni rușine că veniți așa la biserică. Dar la mall când mergeți, cum vă îmbrăcați? Cum vă echipați? Cum vă vopsiți? Cum mergeți la mall? Când vă văd băieții, ce spun băieții? Ăia nepocăiți. Ăia nepocăiți, nu ăia pocăiți. Ăia pocăiți nu se duc la mall ca să agațe fete. Băieții pocăiți n-au nevoie de fetele de la mall. Băieții pocăiți merg la adunare și se roagă. Și așteaptă ca Dumnezeu să le scoată în cale o fată care vine la adunare, care vine la rugăciune, care postește, care caută fața lui Dumnezeu, care se apropie de Dumnezeu și să vise Domnul, să fie Domnul că sunt fete din acestea și așa gândesc băieții serioși, băieții cu minte, băieții deștepți, băieții care vor să facă familie, băieții care vor să se distreze, care cred că viața asta e continuous party. Greșeala lui Dina și greșeala voastră de multe ori e că mergeți unde părinții vă spun să nu mergeți. Și când părintele spune, mă, nu te ducă, nu-i bine, părintele are ceva în cap. Să nu credeți că părinții ăștia care au scăpat de comunism și care au venit aici cu o pungă de un leu și care nu vorbesc încă bine engleză, că tot cu accent vorbesc, dar v-au ținut la școală, au dus în spate un business și două și au o casă și două și au mașini și au bani și vă fac toate mofturile, să nu credeți că ei sunt urma voastră. Voi așa credeți. Așa credeți. Credeți lucrul ăsta pentru că vorbiți mai bine limba engleză, pentru că poate aveți mai multe diplome și poate că cunoașteți mai multe electronică și vă pricepeți mai bine la aparate. Dar asta e o înșelăciune și o păcăleală. Și de aici apare conflictul. Părinții voștri sunt mai înțelepți ca și voi, nu-mi e frică să spun lucrul ăsta, am garanția 100% că am dreptate, că Biblia spune lucrul ăsta. Părinții voștri sunt mai înțelepți ca și voi. Și voi trebuie să aveți grijă când părinții vă șoptesc ceva. Măi, da dacă tata are dreptate, da dacă tata știe ceva ce eu nu știu, da dacă mama e mai înțeleaptă ca și mine. Că nu eu am făcut-o pe ea, ea m-a făcut pe mine, nu e așa? Ea a mâncat mai multă sare, ea a văzut mai multe lucruri în lumea asta. Iată că Dina, asta e vina ei, nu-i vina ei că a fost violată, nu-i vina ei că a fost luată forțat de prințul ăsta, nu-i vina ei pentru ce i s-a făcut, dar-i vina ei că a mers acolo. O fată de-a lui Iacov n-avea ce să caute într-un astfel de loc.
Și știți ce s-a întâmplat? Am să scurtez povestea. Știți ce s-a întâmplat acolo în cetate? După acest incident, familia a auzit: măi, ne-a necinstit fata. Asta n-am în notițe, dar îs inspirat ca să vă spun. Pe vremea aceea, ca o fată să-și piardă cinstia de fată, it was a huge deal. It was a very big deal. A fost viață și moarte. It was not like, okay, well, what's the big deal? Everybody does it. No. Citiți, vă rog, Genesa 34. Fetelor, în primul rând, vă rog, când ajungeți acasă, citiți Genesa 34. Și o să vedeți how big of a deal it is. O să vedeți ce mare necaz este și cum oamenii lui Dumnezeu de atunci se gândeau la lucrul ăsta. S-a făcut ședință în familie și a zis: extraordinar. Un străin a necinstit pe sora noastră. Asta nu-i tolerabil, nu se poate așa ceva. Imposibil. Asta e un lucru mai mare decât orice. Nu se poate. A venit împăratul și prințul cu suita lor. Au venit la Iacov și au zis: mă, oameni buni, kind of, ne pare rău de ce am făcut, dar vrem să rezolvăm problema asta. Suntem vinovați. Fata am necinstit-o, dar o vreau de nevastă. O vreau de nevastă, o iubesc, o vreau pentru mine, să fie nevasta mea. Dați-mi-o de nevastă, cereți-mi orice vreți. Iată că un bărbat, bărbatul ăsta o iubea cu adevărat. N-a fost doar unul din ăsta care a vrut să-și bată joc de ea. A iubit-o cu adevărat. Și-a zis: vreau să mă căsătoresc cu ea, vreau să fie nevasta mea. Și cereți orice și facem. Măi, și așa de departe o mers Iacov și familia lui, că au zis: dacă așa stau lucrurile, vă tăiați toți împrejur și vă faceți ca noi. Deveniți și voi evrei ca și noi. Orice parte bărbătească se întaie împrejur. Vă dați seama ce înseamnă lucrul ăsta? Să merg la un alt popor, la o altă cetate, altă cultură, să le spui la oameni buni, de la omul de 90 de ani până la cel de, știu eu, 15 ani sau cât o fi, tăiere împrejur. Dom'le, o chestie asta e absurdă. Ce au cerut ei era aproape imposibil. Așa de mult a iubit-o tânărul ăsta pe Dina și a vrut să facă pace, să n-ajungă o criză mare, să nu vină un necaz mare peste ei, încât au căzut de acord și toți s-au tăiat împrejur. Toți care au intrat pe poartea cetății, spune Scriptura, s-au tăiat împrejur. Trebuia să fie deal-ul făcut, Dina să fie nevasta lui și viața să meargă mai departe. Dar nu au rezistat. Frații ei, Simeon și Levi, n-au fost mulțumiți. A zis: asta nu-i destul. S-au purtat cu sora noastră ca cu o curvă, ca cu o prostituată. Nu se tolerează așa ceva, nu se permite. În timp ce ăștia așteptau să se vindece acasă, spune Scriptura, cei doi au luat săbiile, au intrat în fiecare casă și au omorât tot. Au omorât tot, au omorât tot, au omorât din casă în casă, au omorât. Și apoi au jefuit. Au luat animalele, au luat nevestele și copiii au luat pentru ei. Când a văzut Iacov, tata, ce s-a întâmplat, a zis: vai de noi, păștia au neamuri și prieteni în alte cetăți. Cât durează ca să se audă în alte cetăți? Ăștia o să creadă că noi suntem niște tătari, niște vandali, niște oameni de război. Ăștia se adună toți împreună și vin și ne șterg de pe fața pământului. Vai de noi! Asta e criza care s-a creat din cauza că Dina a mers la plimbare unde nu trebuia să meargă la plimbare și nu știu să stea acasă în familia ei așa cum se cuvenea atunci. Iată criza. Iacov speriat, îngrozit: măi, trebuie să ne mutăm de aici, să plecăm de aici, ce să facem? Pe fondul acesta,
Dumnezeu le vorbește ca să-i scoată din impas și să-i mute de acolo. Dacă nu se mutau, dacă nu-i trimitea Dumnezeu de acolo. Că pe vremea aceea nu era GPS. Nu era GPS ca să știe unde au plecat și să meargă pe urmele lor. Când și-au luat șatra, nu aveau fundație, erau cu corturile. O scot săruși afară, au împachetat corturile, au pus pe măgar și s-au mutat. Unde s-au dus? Păi de unde să știe cineva unde s-au dus? Hai să vedem pozele de la satelit. Ce satelit, oameni buni? Unde mergem după ei? Nu știm unde s-au mutat. S-au mutat de acolo. Dumnezeu le-a zis să meargă la Betel. Atunci Iacov se trezește. Atunci Iacov se trezește și spune: timpul să merg și să-mi împlinesc juruința pe care am făcut-o înaintea lui Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face Iacov, stă de vorbă cu casa lui. Iacov a zis casei lui și tuturor celor care erau cu el. Când omul se trezește din punct de vedere spiritual, ca și bărbat în casă, aici e pentru bărbați, pentru noi, pentru cei care scap de familie și pentru băieții care o să fie cândva cap de familie, Domnul să-i binecuvânteze, să ajute să se însoare bine. Toți, cu fete pocăite, cu fete cinstite, nu cu din alea care nu știu să umble și care să vopsesc în toate culorile. Astea să le trimiteți la cruce și să-și dea seama că nimeni nu le bagă în seamă până nu schimbă comportamentul, că altă soluție nu există. Poate că revenim la subiectul ăsta. Așa doar într-o paranteză, ca un sfat prietenesc pentru băieți. Băgați în seamă fetele care sunt pocăite, pe celelalte lăsați-le în pace să se pocăiască. Că dacă ele văd că nu-s băgate în seamă, își dau seama că, băi, I'm doing something wrong. Eu tot m-am îmbrăcat ca să atrag privirile la băieți, dar nimeni nu mă bagă în seamă. Well, you're doing the wrong thing. Ok? Trebuie să schimb comportamentul. Primul lucru pe care îl face un om care se trezește spiritual, stă de vorbă cu familia lui. Face ședință. Face întrunire. Și stă de vorbă cu cei din casa lui. Și își dă seama că el e vinovat. El e vinovat pentru că lucrurile nu sunt bune în familie. El este responsabil. Vorbim mai târziu despre idol și alte lucruri care trebuiau corectate. Cine le-a permis toate acestea în familia lui? Cine le-a permis? Cine le-a dat voie? De ce au trebuit scoase? Pentru că Iacov nu și-a făcut datoria de cap de familie, de responsabil, de preot în casa lui. În momentul în care un om se trezește spiritual, fraților, bărbați, asta e trezire spirituală. Când omul se uită în familia lui și vede nerânduială și spune: oameni buni, nevastă, copii, eu-s de vină, lucrurile au degenerat la noi în casă. Cum e posibil? 10 ore pe săptămână TV, 10 ore pe săptămână, și asta e puțin. 10 ore pe săptămână e mai puțin de 2 ore pe zi. Dar tinerii care stau 4 ore pe zi, vă dați seama ce înseamnă? That's a part-time job. Cine a permis? Cine a dat voie? Cel care a fost responsabil și nu și-a făcut datoria. Noi căutăm să dăm vina unii pe alții. Și asta e în natura noastră menească. Eu fac același lucru și dumneata face același lucru. Știți ce facem noi? Mă, e societatea de vină. Și vreau să recunosc și părerea mea e că cel puțin 50%, 50% societatea e de vină pentru relele care se întâmplă. Dar știți de ce a ajuns societatea unde a ajuns? Datorită business-ului. Societatea e condusă de whatever makes money. Tot ce face bani are succes. Dacă ceva se vinde, are succes și e acceptat. Ei, lumea de afară, e condusă de business. Să face reclamă la ce se vinde. Ce se vinde produce profit. Ce produce profit e comercializat. Ce e comercializat e să face reclamă. Și așa mai departe, și așa mai departe. Toate sărbătorile care sunt mari, sunt mari din cauza reclamelor. De ce Halloween a ajuns a doua sărbătoare după Christmas? De ce? Că face bani.
și că e promovat înainte cu o lună de zile, deja să pun reclame peste tot, că vine Halloween, oameni buni, veniți și cumpărați, cumpărați măști, sunteți prea frumoși cum arătați, faceți-vă urâți, arătați normal așa cum arătați, faceți-vă dragi. Nu, asta vă vinde și asta, nu nouă, slavă Domnului, mă gândesc că pe aici nu prea se întâmplă, dar asta se vinde în societate și oamenii cumpără, că oamenii și mai ales copiii și tânăra generație s-au săturat să fie normal. Dom'le, e boring, normal e boring. De ce să fiu normal? Măcar o dată pe an. Văd la școală lucrul ăsta. Mai am avut discuții în casă. Slavă Domnului că cea mai mică e ultimul an la liceu. Dar am mai avut discuții. Mă, dar cum te îmbraci azi? Păi azi toată lumea se îmbracă cu animale pe ei. Dar de ce? Păi așa e de la școală. Next day, zice, it's crazy day. Își fac părul așa în toate, mă, ca nebunii, ca nebunii, ca oamenii care au scăpat de la spitalul de nebuni. Se îmbracă cu haine rupte, sparte, te uiți la ei, Doamne, te sperii, mergi la liceu. Mă, dar ce s-a întâmplat? Eu am văzut lucrurile astea că am mai dus-o la școală. Dacă mergeam la școală, nici nu le vedeam și muream prost, cum zic alții. Dar așa m-am mai deșteptățit puțin. Am văzut, zic, măi, dar ce e asta? Fata mi explică, zice, azi e crazy day dressing. Everybody se îmbracă crazy. Băi, am zis, mă, școală a găsit soluția. Vede că copiii ăștia n-au minte, parțial îs nebuni și îi lasă să fie nebuni într-o zi. Poate că le iasă nebunia din cap și din oase și după aia să fie cu minți în celelalte zile. Și-o rezolva problema. Altă zi, zicei, pijama day. Ziua pijamalei. Și merg copiii în pijamale la școală. Băi, culmea, domnule! E o lume nebună, dar voi nu vă dați seama. Vă spun, da, dragi tineri, astea nu s-au întâmplat de când e lumea până acum. Eu n-am fost de când e lumea. Eu nu sunt mai de 52 de ani. Dar vă garantez că asta nu s-a întâmplat de când e lumea. Vă garantez, 100% sigur. Ziua de pijama. Păi de ce? Că așa e diferit, e ciudat. Și îi lasă pe copii să arate că, domnule, dacă n-au nimic în cap, să vadă lucrul ăsta de la distanță. Că e normal să mergi într-o zi la școală în pijama, ca să fii mai lejer așa ca toată lumea. Și în fiecare zi, parcă e o altă ciudățenie, o altă ciudățenie, o altă ciudățenie, o altă ciudățenie. E vremea în care tații cumva să ia poziție împotriva societății. Societatea are succes la tot ce se vinde. Deci asta e clar, noi trebuie să fim convinși, tineri și frați și surori, în societate are succes ce se vinde. Dacă s-ar putea, dacă ar fi legal, s-ar vinde alcool, s-ar vinde droguri la copii, le-ar vinde, că ar merge business-urile, s-ar vinde orice ca să facă bani. Sunt anumite lucruri care încă sunt ilegale și se dau așa pentru mână. Țineți cont, societatea asta nu-i condusă de Dumnezeu. De asta e conflictul între noi. De asta biserica aia lui Hristos și lumea aia celui rău. Și noi, în fiecare zi, parcă suntem în competiție cu lumea. Cum care lumea mai mult succes? Păi lumea e pentru fire. Și noi trăim în fire. Și dacă nu lăsăm Duhul Sfânt să ne miște, să ne noiască, să ne trezească, devenim ca lumea. De ce oamenii în fiecare zi parcă sunt tot mai lumești? De ce noi acceptăm lucruri care nu le-am acceptat 5 ani în urmă și 10 ani în urmă? De ce ne purtăm uneori ca și oameni care nu-L cunoaștem pe Dumnezeu? Cum vom fi noi lumina lumii și sarea pământului? Cum vom putea noi dovedi unei lumi fără Hristos că există Dumnezeu și că El mântuiește și transformă vieți? Iubiți tineri, iubiți frați și surori, iubiți bărbați, primul lucru într-o trezire spirituală, bărbatul devine responsabil și nu mai dă vina. E biserica de vină, e păstorul de vină, e vecinul de vină, e societatea de vină. Da, și alții și-au partea lor de vină. Dar tu cât ești de vinovat? Cât ești tu de vinovat ca și părinte? Cât ți-ai făcut tu datoria? Și să spui, mă copii, nu se poate. Mă copii, aveți grijă.
Nu contează că nu te bagă în seamă. Știu că sunt momente, ca și părinte, tu vorbești și tu auzi. Le intră pe oreche și le iasă pe altul. Tu ți-ai făcut datoria. Tu ți-ai făcut datoria înaintea lui Dumnezeu. Tu ai spus ce trebuie spus, ai așezat un exemplu bun ca om al lui Dumnezeu. Dacă nu te ascultă, dacă nu țin cont, dacă calcă în picioare cuvântul tău, cel puțin nu ești responsabil că ai dormit și n-ai făcut nimic. Trezirea spirituală începe cu mine în familia mea. Trezirea spirituală începe cu tine în familia ta. Tu și eu trebuie să fim bărbați responsabili, preoți, în casele în care ne-a așezat Dumnezeu. Să nu mai dăm vina unii pe alții. Să nu mai acuzăm unii pe alții. Că, repet, asta e o slăbiciune a firii noastre omenești. Să dăm vina, să nu fim noi de vină. Îi comitetul, e celălalt frate, e celălalt. Să găsim vinovatul. Și de multe ori vinovatul este tocmai cel din oglindă. Primul lucru care se întâmplă când omul se trezește, când îl cercetează Dumnezeu, când îi vorbește Dumnezeu, el se uită în oglindă și spune: tu ești vinovat. Știți care e omul din oglindă, da? E foarte simplu. Tu ești, eu sunt. Când mă uit în oglindă, pe cine văd? În oglindă. Să ne vedem pe noi. Noi suntem în primul rând responsabili. Și apoi să ne rugăm pentru societate. Să ne rugăm. Trăim într-o societate stricată. Pare rău că s-a stricat societatea. Dar cum vom schimba societatea dacă nu ne putem schimba pe noi și casele noastre? Cum vom putea schimba societatea? Ce pot eu, ce poți tu să faci în societatea asta? Când totul e condus de bani, totul este condus de business. Noi aici vrem să fim conduși de Sfânta Scriptură. Ați observat dimineață ce gând extraordinar. Iosafat a fost omul lui Dumnezeu care a avut această ingeniozitate, lumină și călăuzire de la Dumnezeu, să ia oameni, să-i învețe legea și oamenii aceștia să meargă în toate cetățile și să-i învețe pe oameni cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a așezat pace în popor și Dumnezeu a așezat frică în dușmanii lor. Că dușmanii lor au zis: mă, dacă ăștia citesc legea, dacă ăștia ascultă de lege, o, noi cunoaștem, am auzit despre Dumnezeul lor. Dumnezeul lor despică Marea Roșie în două. Dumnezeul lor a oprit Iordanul. Dumnezeul lor a dărâmat zidurile cetății Ierihon. Dumnezeul lor a oprit soarele și luna. Dumnezeul lor e mare. Dacă oamenii ăștia se întorc la Dumnezeu, noi nu ne facem de lucru cu ei. De ce? Pentru că au luat cuvântul lui Dumnezeu în serios. Doamne, ajută-ne! Domnul să ne însuflețească, să ne inspire, să ne călăuzească. Și am să mă opresc aici și vom continua cu ajutorul Domnului când vom avea ocazia, cu acest gând al trezirii, dar măcar să începem de aici. Să începem în seara aceasta. Nu aștepta trezirea spirituală să înceapă nu știu cum. Trezirea spirituală începe din inima mea, începe din inima ta și începe în casa noastră. Și apoi Dumnezeu își face lucrarea în biserică. El e stăpân. Domnul să mântuiască, Domnul să boteze cu Duhul Sfânt, Domnul să vindece, Domnul să lucreze mai departe, că a lucrat și până acum. Niciodată n-am să vorbesc doar la viitor. O, Domnul să vină să lucreze, dar până acum cine a lucrat, fraților? Până acum nu Domnul a lucrat. Până acum cine a vindecat? Nu Domnul a vindecat. Până acum cine a botezat cu Duhul Sfânt? Nu Domnul. Până acum cine ne-a mântuit? Nu Domnul. Cine a fost cu noi? Cine ne-a dat sănătate? Cine ne-a adunat împreună? Cine ne-a strâns ca să fim aici? Numai și numai Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Să începem de la noi, cu starea noastră, cu inima noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu și să spunem: Doamne, n-am făcut destul. Doamne, nu sunt cum ar trebui să fiu. Nu sunt un adevărat preot în casă, nu sunt responsabil cum ar trebui să fiu. Sunt și alții vinovați, dar nu mă interesează de alții. Alții sunt responsabili și societatea e responsabilă de ce face ea înaintea ta. Eu, Doamne, eu vreau să fiu omul lui Dumnezeu în casa mea. O, Doamne, ajută-ne! Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului, iubiți frați și surori. E anul familiei. Haideți să ne rugăm pentru toți capii de familie. Dumnezeu să ne facă preoți în casele noastre. Haideți să ne rugăm pentru fiecare, pentru soția lui, să nu zic soțiile noastre, chiar că nu e incorrect din punct de vedere gramatical, să ne rugăm pentru soțiile noastre, să subînțelege că fiecare se roagă pentru soția lui. Hai, fiecare bărbat să se roage pentru nevasta lui în seara asta.
Fiecare bărbat să se roage pentru copiii lui. Copiii lui căsătoriți și copiii lui care încă s-a acasă cu el. Haideți, surorilor, în seara asta, rugați-vă pentru soții dumneavoastră. Dumnezeu să-i întărească. Dumnezeu să-i facă ce Dumnezeu vrea ca ei să fie. Nu ce dumneavoastră vreți, ce Dumnezeu vrea ca ei să fie în familia dumneavoastră și pentru dumneavoastră. Și când Dumnezeu va face din ei ceea ce El vrea să fie, voi veți fi fericite, voi veți fi binecuvântate, voi veți da slavă lui Dumnezeu. Fetelor și băieților, rugați-vă pentru părinții voștri, rugați-vă pentru familiile voastre, pentru cei care cu trudă se ostenesc, să scoală de dimineața și dorm târziu și să scoală noaptea pentru ca să îngrijească de cei mai mici. Voi vreți să fiți adulți și nu vă dați seama că ăsta e cel mai frumos timp din viața voastră. Vreți să fiți adulți și pe când ajungeți adulți și vă căsătoriți și aveți payments la casă și trebuie să mergeți la serviciu și aveți un copil sau doi și aveți un business, vă smulgeți părul din casă, vai ce bine a fost la mama și la tata acasă și n-am prețuit, așa de mult am vrut să cresc și să fiu eu mare, să fiu eu singur, vai ce bine a fost atunci. Bucurați-vă că sunteți copii și tineri și fără responsabilități. Dați slavă lui Dumnezeu. Aveți haine frumoase, aveți mașini frumoase, aveți confort, aveți casă, aveți biserică care vă iubește, care se roagă pentru voi. Dați slavă lui Dumnezeu. Căutați să vă pocăiți, să vă apropiați de Dumnezeu. Căutați să vedeți ce îi place lui Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu de la voi, nu societatea asta bolnavă și întunecată, nu diavolul care domnește în lume. Căutați voia lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm în seara aceasta, Dumnezeu să miște inimile noastre și să facă din noi oameni noi pentru împărăția Lui.